G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din descriere. Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou clip. Știu că mulți dintre voi mi-a spus să schimb fundalul în timp ce eu fac acele vloguri. Mă rog, ăsta nu este un vlog, este un clip dedicat produselor noi de la Logitech, le-am chiar aici pe masă. Însă, vorbind de fundale, bine, sper că vă place mai mult acest cadru cu calculatorul de pe care eu filmez în spate și cu luminițele astea care se mai schimbă din când în când, mă refer la nuanța culorilor. Ei bine, hai să nu mai vorbim atât de mult despre detalii și să trecem cu adevărat la lucrurile serioase. În stânga mea se află două dintre produsele noi de la Logitech și aici mă refer la produsele de gaming wireless. Da, gaming wireless sunt două noțiuni care inițial nu par că se împacă, dar credeți-mă că autonomia este punctul lor forte, adică unul dintre punctele lor forte din ce m-am documentat eu. Aici am noua tastatură și noile căști, o să le fac un unboxing în acest clip, urmând ca peste vreo 3-4 zile să vorbim despre impresiile mele, un review mai detaliat, pentru că nu pot să-mi dau exact cu părerea despre niște produse pe care nu le-am folosit. O să folosesc aceste periferice câteva zile după ce fac unboxing-ul, iar apoi urmează un clip dedicat impresiilor mele vis-a-vis de aceste două produse. O să întoarcem camera și o să ne punem aici la birou pentru a face unboxing acestor produse, să vedem exact ce vine în pachetul lor și așa mai departe și să vedeți prima mea reacție. Nu știu, poate că vă interesează și acest lucru, nu știu. Gata, nu vorbim mult, știu că vă plac clipurile scurte și la obiect. Întoarcem camera și ne vedem pe masă. Zis și făcut, am adus foarfeca și hai să-i dăm bătaie ciopârțitului, ca să zic așa. Partea mea preferată, cred, dar partea deranjantă pentru voi, pentru că știu că fac destul de multe sunete deranjante pentru urechile voastre. Bun. Se pare că trebuie să tai un pic mai mult. Poc, poc. Pachetul ăsta este intact așa cum l-am primit și eu, doar că am scos adresa mea care era aici afișată. În rest, este exact cum l-am primit. Sincer, eu cel mai mult sunt nerăbdător să văd căștile, pentru că sunt un fan al sunetului, ca să zic așa, și probabil cei care mă urmăresc știu chestia asta. Ați văzut că și în mașină sunt dependent de sunet bun, l-ați văzut ce investiții am făcut în difuzoare și pe mai departe, dar și pe partea de audio atunci când vine vorba de calculator sunt destul de pretențios. Bun, astea sunt căștile, imediat ne uităm și la ele, dar să scoatem de aici și tastatura. Se pare că la fel trebuie să tăiem un pic mai mult din ambalaj. Așa. Bă, un colț l-am scos, mai am încă unul. Mamă, ce îmi place să pocnesc din pungile astea cu aer. Gata, da, gata, că dau dependență. Bun, deci tastatura și căștile. G533 wireless. E bine, din ce m-am interesat, căștile au autonomie undeva la 15 sau 16 ore. Sper să nu mă înșel. Iar tastatura, atenție, 18 luni. 18 luni. Păi efectiv uiți să o încarci. Deci ăsta e cuvântul potrivit. Bun. O să punem tastatura de o parte, imediat o să facem unboxing și ei, dar hai să ne concentrăm atenția asupra căștilor. Mai avem aici vreo aparent nu. Uite, mai avem pe margine. Mă referam la acest sigiliu care de obicei era prezent peste tot, dar acum văd că e doar în două locuri. Bun. Bun. Foarte frumos. Încă de pe cutie, nu știu, simți așa cartonul ăsta ca fiind unul premium. Hai să ne uităm totuși ce informații avem pe cutie, da? Înainte să scoatem căștile. O poză mare cu căștile, logo-ul Logitech, care are o textură așa foarte faină la atingere, este reliefat, ca să spun așa. Sunt 7.1. Iar modelul scris foarte mare, la fel câteva specificații, uite 15 ore autonomie au căștile,
Ok, iar o altă perspectivă a căștilor, de aici bănuiesc că reglăm volumul, un off, un LED că sunt aprinse sau nu. Butonașul ăsta încă nu știu ce face, sau urmează să aflăm. Și pe aici iar câteva specificații tehnice din câte văd eu. Bun, sunt nerăbdător, așa că o să scot din pachet produsul. Să văd dacă reușesc. Așa. Gol, da? Punem deoparte. Oh my god, și aici se află minunăția. Bun, perechea de căști, o lăsăm deoparte. Cărticele cu câteva informații din câte văd eu. Ok, cred că ne învață pe aici cum să le utilizăm. Foarte tare, desene. Aici cred că de unde putem descărca aplicația. Avem aici, cred că, cablul de alimentare sau dacă vrem să-l utilizăm, să utilizăm căștile fără a profita de avantajul lor de a fi wireless. Deci este un cablu USB. Cream că e type C. Este un USB normal. Bun. Mamă, dar e lung și este gros așa, deci pare a fi un cablu pe care te poți baza, ca să spun așa. Bun. În rest, nimic. Mai văd ceva aici. Cred că chestia importantă din... Ok, este modemul wireless care generează conexiunea dintre căști și acest mini stick modem, cum vreți să spuneți. Sunt curios dacă este cu mult diferit față de cel de la tastatură. Dețineți minte cum arată acesta. Este posibil ca să fie suficient un singur modem pentru a conecta ambele produse. Nu știu, asta o să aflăm zilele următoare. Bun, și hai să scoatem și din ambalajul propriu zis căștile. Mamă, dar sunt foarte manevrabile, ca să zic așa. Wow, și ce fain se simte plasticul ăsta la atingere. Nu simți că e plastic, adică nu-ți dă senzația de produs ieftin în niciun caz. Deci, nu știu, eu prima dată pipă-i produsul. Îmi place să simt în mâna mea că țin ceva premium și produsul ăsta chiar îmi dă feeling-ul ăsta. Bun, vedem pe aici câteva chestii lucioase. Oh my god. Black piano. Deci sunetul ăsta când desfaci folia de pe un telefon sau de pe un produs așa, nu știu, diferit să zic de majoritatea, e un sentiment așa plăcut, nu știu. Cred că cu toții l-ați întâlnit. Dar uite, acum chiar stau să mă uit de unde pot să-l dau jos pe acesta. Văd aici ceva de legătură, dar sincer hai să ne atragem atenția la acest aspect. Bun, deci vedeți că sunt foarte manevrabile, le poți întoarce în orice poziție, ele stau foarte bine. Par a fi și destul de ușoare, nu știu exact greutatea lor, probabil scrie pe acele hârtii, însă se simt cu mult mai ușoare față de acestea pe care le utilizam eu. Și bine, erau cu fir gen. Ok, bun. Le punem deoparte, ne atragem atenția și la tastatură imediat. V-am zis, urmează un review detaliat al acestor produse, doar le despachetăm în acest episod. Urmează ca începând de luni să îmi dau cu părerea, am câteva zile în care le utilizez, în care le pot utiliza. Bun, tastatura, hai să-mi uităm după sigilii. Pachetul e mare și greuț, să știți. Îmi plac tastaturile grele. În principiu pentru că nu le muți ușor atunci când ești concentrat la joc, să dai peste ea să se miște cu ușurință, n-ar fi prea plăcut, sincer să fiu. Hai să vedem, reușim să scoatem din cutiuță. Ok, pe cutie la fel, tastatura, designul ei, modelul tastaturii. Oh god, mamă, și cutia la fel, îți dă senzația că e ceva premium, fără doar și poate. Punem deoparte acest pachetel. Bun, avem tastatura aici și câteva informații, cărticele și alte lucruri. Ok. Cărticele. Ia să vedem. Ok, câteva informații despre utilizarea produsului, foarte bine. Oh, aici avem un stand.
Cred că ne putem pune telefonul, din câte îmi dă mie impresia, și gen să stea cu ușurință aici, fără a se mișca. Eu nu pot să vă arăt că, din păcate, cu el filmez momentul ăsta. Și mai avem ceva în pachet. Dar nu vrea să iasă cu ușurință. La fel, un cablu de alimentare. Ah, sau nu, este un cablu normal. Cred că este de fapt un prelungitor USB, nu? Sau ia să ne uităm mai bine. Da, practic este un prelungitor USB. Dacă e departe portul USB de tine, gen în spatele unității, poți să-l pui ușor așa pe lângă monitor, gen. Ok. Și aici avem tastatura. Deci e pus așa într-un fel de plic. Este o tastatură mecanică, deci feeling-ul ăla când tastezi este aici, îmi place. Știți că eu mereu am fost un fan al tastaturilor mecanice, doar că sunt destul de zgomotoase. Ia, Ana are mere. Vedeți, sunt destul de gălăgioase, dar feeling-ul pe care ți-l dă tastatura este de necomparat. Aici pe spate văd că ne sugerează să deschidem, cred că sunt bateriile, nu? Ia să vedem. Da, văd aici bateriile, văd și modemul, ok. Deci este diferit față de cel de la căști. Uitați cât de micuț e. Haha, bun, și văd că sunt baterii normale, am înțeles. Deci căștile se încarcă separat, ok. Și dacă îl înlături de aici, pur și simplu se va pune în funcțiune tastatura. Bun, deci cam ăsta a fost review-ul, băieți. Mă rog, review-ul, unboxing-ul, băieți. Urmează un review, că asta voiam să vă spun, de asta m-am și încurcat. Uite, vedem LED-ul aici, că se pune în funcțiune. Bun, urmează și review-ul după câteva zile de utilizare, ca să fie o părere corectă față de aceste produse, să nu spun lucruri greșite. Cel mai bine e după ce le utilizez, chiar pot să-mi dau o părere corectă față de aceste produse. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod. Le mulțumesc și celor de la Logitech că mi-au trimis aceste produse pentru a vi le arăta și vouă și pentru a-mi forma o părere corectă față de ele. Eu mi-au rămas bun de la voi. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și o zi productivă tuturor. Pa, pa!